Iisus bate și azi la ușa inimii tuturor oamenilor și îi cheamă la El ca să le dea iertare, eliberare și mântuire și să le dea viața veșnică. Însă, mulți refuză această invitație de chemare, trăind și alergând după păcate, pofte și fără de legi care îi duc la pierzare și despărțire de cel sfânt. De aceea, astăzi și acum, câtă vreme mai este harul lui Dumnezeu, printre noi Iisus cheamă și azi pe cei pierduți, dar și pe cei care l-au părăsit pentru pofte și păcat, la pocăință și întoarcere la El, deoarece e așa cum ne vorbește cuvântul Lui. El vine curând și toți care sunt gata și s-au pregătit și vor fi cu El, Domnul îi va duce cu El acasă, în împărăția lui Dumnezeu, unde se vor bucura și vor fi fericiți o veșnicie. Iisus oferă cununa vieții, de aceea fiți credincioși lui Dumnezeu până la moarte, ca să primiți cununa vieții. Domnul să fie cu voi toți și să vă binecuvinteze, să ne facă vrednici de împărăția Lui. Amin. Apropie-te de Dumnezeu cu tot ce ai. Dacă simți că nu ai nimic, nu te îngrijora. Adu nimicul tău în fața Lui. La urma urmei, Dumnezeu a creat lumea din nimic. Dragii mei ascultători, bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă dea multă, multă, multă sănătate și pacea Domnului să fie în casa voastră. Dragii mei ascultători, fiți binecuvântați de Dumnezeu.